Nu. Ziua bună, dragilor, bună, regăsit ziua. În comunitatea București FM. Suntem ca de obicei live pe Facebook. Ca de obicei vă oferim trei cărți de la Editura Integrală. Dacă aveți ceva de spus la subiectul emisiunii, desigur, pe pagina de Facebook. Te salut, Răzvan. Salut, Micaela. Îl salutăm și pe invitatul nostru, domnul Constantin Mustățea, director investiții și achiziții Metrorex. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, bine v-am găsit. Bine ați venit în emisiune. Au început așa abrupt pentru că domnul director se grăbește, la fără 25 îi dăm drumul. Da, deci trebuie să sintetizăm, exact, condensat tot. Exact. Întrebarea esențială, va fi sau nu va fi gata magistrala 5 în primul trimestru din 2019, așa cum a declarat domnul director? Păi, deja suntem în primul trimestru al anului 2019. Și nu se prevede nimic, nu? Certitudine nu va fi gata. Însă noi sperăm ca până la sfârșitul anului să finalizăm. Știm cu toții care sunt problemele pe această magistrală, știm cu toții că și cum se întâmplă de obicei pe zona achizițiilor publice, sunt întârziate procedurile datorită contestațiilor care se fac și nu putem demara o ultimă lucrare pe care sau de care depinde practic funcționarea metroului. Puteți să ne vorbiți puțin despre aceste contestații, că poate nu toată lumea știe cine le face, câte sunt? Păi este, și despre ce e vorba? Este foarte clar că aceste contestații sunt făcute de către participanții la licitație, da? Deci pe ofertanții care sunt nemulțumiți de anumită etapă a licitației și sunt nemulțumiți de rezultatul. Unde contestă? În instanță? Sau? Sigur că prima cale de atac este la CNSC, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, însă unii dintre ei aleg să meargă direct în tribunal. S-a întâmplat și de această dată cu acest sistem de automatizare în care unul dintre ofertanți a ales să meargă, să sară o etapă și a ales să meargă direct în tribunal, motiv pentru care ne-au întârziat foarte mult. Deci deci această contestație este din decembrie 2017, timp în care noi am fi finalizat deja această lucrare. Deci asta înseamnă că până în momentul în care contestația respectivă X nu este soluționată definitiv în instanță, nu puteți să demarați o anumită lucrare sau alta? Nu. Legislația privind achizițiile publice nu ne permite să semnăm contractul până când nu este epuizată și burată să reformulăm. Așa, mulțumesc, Răzvan, ești foarte amabil. Cât timp va dura de la, după ce avem hârtia în mână, da, hotărârea definitivă, în cât timp vom putea circula cu metroul pe magistrala 5? Dacă nu mai apar și alte contestații. Da. Alte contestații, teoretic, nu ar trebui să mai apară. N-ar trebui să mai apară, pentru că acesta ar fi ultimul contract care trebuie încheiat. Având în vedere că termenul, și acum avem un termen de judecată, asta se întâmplă în 4 martie, sigur că nu putem în momentul de față să spunem cât timp va dura, dar dacă... Aoleu, pe 4 martie, da? Dar dacă, eu știu, se soluționează într-o lună de zile și în luna aprilie putem semna acest contract, pentru că toate celelalte formalități sunt deja realizate, trebuie să mai adăugăm 9 luni, mă rog, cu o paranteză aici, cu eforturile pe care încercăm să le facem pentru a scurta această durată de execuție. O să discutăm cu ofertantul câștigător chestiunea asta. Sperăm să reducem perioada și graficul de execuție. Dacă, să spunem, adăugăm 7 luni la luna aprilie, nu s-ar putea așa prematur să se nască, să apară prematur, să nu mai așteptăm totuși 9 luni. Nu putem prematur la... pentru că nu putem încălca regulamentele și prin urmare nu putem semna contractul. Dar vreau să vă întreb un lucru. În momentul, eu știu, sper să nu greșesc, în momentul în care tu te apuci de o lucrare oriunde, nu doar la metrou, și dintr-un motiv sau altul lucrarea aceea se oprește pentru o perioadă, sunt necesari și niște bani pentru mentenanța lucrării ajunsă în stadiul respectiv, pentru că se poate întâmpla să plouă, se degradează. Deci asta înseamnă bani suplimentari, nu-i așa? Sigur că da.
Sigur. De fapt, mecanismele contractelor prevăd și aceste situații și funcție de situație se acordă sau nu bani suplimentari. Sigur, sunt foarte multe situații în care executanții solicită bani și cer în instanță. Câteodată câștigă, câteodată nu câștigă, deci există și, sigur, această situație în care se întrerup lucrările datorită fie a lipsei de bani, fie a anumitor situații care se imprevizibile. Da, hai să spunem imprevizibile în timpul derulării contractului. Și atunci, de la caz la caz, autoritatea contractantă trebuie să ia măsurile care se impun. Da? Fie se țistează lucrările, fie se iau măsuri de conservare. Există clauze contractuale care sunt în sarcina executantului și care îl obligă pentru o anumită perioadă să pună în siguranță lucrările. Deci e de la caz la caz. Da. Termenul ăsta de 4 situația. Martie este, putem spera că e ultimul? Păi, nu știu dacă din prima ședință instanța va decide ceva, pentru că această ședință a instanței se referă la un al doilea dosar. Unul a fost soluționat deja și este în favoarea noastră, iar cel care se redeschide acum și care a fost suspendat pe timpul judecării celuilalt, se redeschide și se rejudecă. Dar acum nu știu cât poate dura. Incredibil, deci șanse minime ca anul ăsta să avem, nu înțeleg de fapt, de ce o societate sau mă rog o firmă ar sări peste acest pas în care în teorie lucrurile se pot regla, această înțelegere amiabilă, de ce te duce direct în instanță, adică măcar treci pe la om pe la ușă și îl întreb dacă nu putem să soluționăm, nu te duci. Păi să soluționăm ce, Răzvan, când ei nu sunt mulțumiți de rezultatul licitației, da? Corect, pentru da. Că nu au fost aleși și s-a ales un alt constructor. Mi se pare că, în mod normal, exact cum spuneați, că nu toată lumea se duce direct în instanță. Probabil vor niște despăgubiri, nu știu ce... Acest mecanism este reglementat, deci au acest drept. Da, bineînțeles, cât se poate de legal. Au. Și este cât se poate de legal. Numai că, după cum v-am spus, unii aleg să nu meargă la CNSC, unii aleg să meargă direct la tribunal și atunci, sigur că perioada de soluționare este mult mai lungă. Nici nu știu acum dacă orizontul nostru de așteptare așa s-a depărtat... Dacă mai are sens să ne mai spuneți cam ce ne așteaptă acolo în subteran, câți kilometri, unde vor fi stațiile? Am să vă spun, sigur că da. De ce să? Sigur că are rost, pentru că acolo totuși lucrările sunt foarte avansate. Sigur că nu se vede de la suprafață, pentru că, făcând o paranteză, sigur, cetățenii au dreptate să fie nemulțumiți că nu se mai termină odată și întotdeauna fac sesizări că nu se lucrează și așa mai departe, însă în subteran nu are acces nimeni și nu știe că acolo activitatea se desfășoară într-un ritm destul de bun. Ca să vă dau câteva date tehnice vis-a-vis de această magistrală, și scurte, această secțiune a magistralei 5, care este prima din cele 3 care se vor executa și are o lungime de 6,871 de kilometri, cuprinde 10 stații, 9 interstații, un depou și o galerie de legătură de la depou la rețeaua M5. Ea este dotată acum, pentru că, sigur, având acces la alte tehnologii, având acces la alte materiale, în momentul de față, tot ceea ce s-a executat și s-a pus în operă în această rețea de metrou este de ultimă generație.
incluzând aici toate echipamentele, incluzând toate echipamentele de transport călători, respectiv lifturi, escalatoare și așa mai departe. Este foarte, foarte bine dotată din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al siguranței la incendiu. Sigur că va mai trece printr-un filtru la sfârșit în cadrul recepției cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, și ceea ce este și normal, dar eu am speranța că se va finaliza până la sfârșitul anului, astfel încât să dăm cetățenilor ceea ce de fapt este realizat pentru ei. Da, pentru că știm foarte bine că acest cartier este extrem de aglomerat, știm că el are în jur de 300.000 de călători. Sigur că nu toți o să meargă cu metroul, dar din toate analizele făcute vor fi foarte mulți care vor călători. Două probleme în teorie majore poate avea un metro, nu numai de la noi, oriunde în lume, și cele mai periculoase, apa și focul. Astea sunt în principal. Faptul ce ne spuneți noastră acum mi se pare extraordinar, că sunt materiale de ultimă generație și că metrourile vor fi ferite de risc pe cât posibil, că niciodată nu știi, dar se mai întâmplă din când în când să mai vezi, mergând cu metrou, că mai ales când sunt ploi puternice, că se infiltrează apă, nu într-un mod, să spunem așa, chiar de da la știri, dar este clar că trebuie și acolo o mentenanță. Cum stăm aici la izolarea împotriva apei? Sigur că toate construcțiile subterane sunt supuse unui proces de mentenanță. Există echipe specializate, sigur nu este specialitatea mea, dar pot vorbi în numele colegilor și vă spun că ele, dacă nu ar fi supuse acestui proces de mentenanță, nu ar putea rezista, pentru că toate clădirile subterane, să zic, în proporție de 80% sunt imersate. Deci toate clădirile subterane sunt cu nivelul pânzei freatice, dacă nu deasupra tunelelor, poate undeva la 2-3 din diametrul tunelului. Și există echipe specializate care mențin această etanșeitate a construcțiilor. Metrou, el, sigur, și discutăm acum de metrou care s-a realizat în vremurile anterioare, unde nu a existat acces la tehnologii moderne, la materiale moderne și la, să zic, cunoștințele pe care le-am căpătat acum. În momentul de față, față de cele existente, unde s-a admis că chiar din proiectare s-a admis ca aceste construcții să aibă un anumit grad de permeabilitate, pentru că nu puteau fi realizate 100% etanșe. Dar toate sunt menținute într-o marjă acceptabilă de infiltrații. Toate acele infiltrații care le vedeți dumneavoastră, ele se tratează în timp și se rezolvă. Însă acum, dacă mergeți pe magistrala 5, și sunt convins că așa va fi și în continuare, pe celelalte magistrale 6, 7 sau celelalte care le vom dezvolta, nu mai există infiltrații. Deci cerințele noastre prin caietele de sarcini au fost ca acest aport de apă să tindă către zero. Stațiile noi vor fi accesibile și persoanelor cu deficiențe? Absolut. Absolut, mai mult decât atât. Deci, cum vă spuneam, ele sunt dotate cu lifturi, sunt dotate cu escalatoare, astfel încât toate persoanele cu deficiențe în ceea ce privește mobilitatea au acces la acest transport. Mai mult decât atât, avem acum, urmează să promovăm un proiect care va adapta toate stațiile de metrou, inclusiv magistrala 5, care n-a fost prevăzută, cu sisteme pentru persoanele cu deficiențe de vedere, în care vom monta inclusiv dispozitive și panouri Braille pentru aceste persoane. Deci vom accesibiliza 63 de stații de metrou
pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Deci s-a avut în vedere, sigur că da. Țin minte că numai cu vreo câteva luni, conjunctural în emisiune, a venit discuția în zona poliției metroului. Nu cred că are o legătură cu forțele dumneavoastră. Ține de decizia poliției de a planta în metro, cum era înainte, un birou, două, din loc în loc. Dar am auzit pe foarte multă lume spunând că, într-adevăr, prezența poliției, și care știi că e alocată acelui loc, e importantă, îți dă un sentiment de siguranță. E adevărat, între timp a apărut acest personal, am observat, de pază, care patrulează metroul, ceea ce e foarte bine. Dar nu mai e prezentă poliția. Ei au decis și la un dat să-și retragă birourile de acolo. Nu se poate la un moment dat, nu știu, să se întoarcă sau... Nu, din cunoștințele pe care le am eu, deci încă o dată eu mă ocup de activitatea de investiții, dar din cunoștințele pe care le am, poliția există și are încă birouri în metrou. Sigur că nu utilizează personal pentru să suplinească ceea ce fac ceilalți agenți de pază, dar eu știu că... Sunt prezenți acolo? Da, sunt prezenți. Da, foarte bine, da, foarte bine. Da, da. Magistrala 6, Uniunea ne-a dat jumătate din bani. Da, Magistrala 6, Uniunea ne-a dat jumătate. Sigur că este o finanțare binevenită și salutăm această decizie, dar nu suficientă, a Comisiei. Nu? În momentul de față nu este suficientă, dar am convingerea, pentru că acum autoritățile ne susțin și, doresc să facem această linie de metrou. Se știe că mai avem și un acord de împrumut cu finanțatorul japonez, cu acea agenție de cooperare internațională, JICA, mă rog, vis-a-vis de care în momentul de față se poartă discuții cu privire la concentrarea acestui acord sau acestor bani pe secțiunea 2 a magistralei, având în vedere că Comisia finanțează doar jumătate, respectiv de la legătura cu magistrala 4 la stația 1 mai până la centrul comercial Ikea. Mai există și, sigur că în proiectele astea există și cofinanțarea statului, care în momentul de față este asigurată prin creditele de angajament pe care le-am primit pentru întreaga magistrală, și noi sperăm să o finalizăm în termenele în care ne-am angajat, adică 48 de luni de la începerea lucrărilor. Deci ar trebui să ajungem până la Otopeni. Ar trebui să ajungem până la Otopeni. Câți kilometri ar trebui sunt în total? Sunt 14,2 kilometri, 12 stații. Uh-huh. Da, deci ar trebui să ajungem, pentru că aici lucrările se vor desfășura pe două fronturi. Nu se mai desfășoară cum s-au desfășurat la magistrala 5, se vor desfășura pe două fronturi, vor fi două licitații separate, diferite, și care vor îngloba și vor închega această magistrală. Dacă tot vorbim de investiții, eu călătoresc, recunosc, cu metrou încă de când a început și mi s-a părut fascinant întotdeauna. Mie îmi place metrou și cu trenul de asemenea, îmi place foarte mult. Și mi-am amintesc de momentele acelea în care se construia stația Armata Poporului, că în zona aceea am locuit, și ce eforturi s-au făcut și pasajul de asemenea, în fine. Și întotdeauna planul acela pe care îl știm cu toții care mergem cu metrou, care este prezent în garnituri, cu magistralele principale unde schimbi, întotdeauna de-a lungul timpului a existat o nouă linie punctată. Apropo de investiții, exact. Era linia aceea în curs, de care era la nivel de idee sau era în lucru. Apropo de investiții pe termen lung, ce linie punctată o să vedem pe parcursul vieții noastre îngroșat acolo pe plan? În afară de magistrala aceasta de care vorbim, nu știu, să mergem la aeroport, să mergem... Proiectele noastre sunt foarte multe. Noi am realizat și o strategie de dezvoltare a infrastructurii de metrou. Avem o strategie care este realizată până în anul 2030. Sigur că ne dorim să realizăm toate proiectele pe care le aveam în acea strategie, sigur, funcție de finanțarea pe care o avem, dar să zic așa, următoarea linie punctată sau următoarele linii punctate pe care ar trebui să le vedem pe acea hartă ar fi extensiile, spre exemplu, a magistralei 2,
spre zona Berceni și de la Pipera. Sigur, vom vedea cu câte stații, funcție de rezultatul studiului de fezabilitate. O să vedem ca și linie punctată secțiunea 2 din magistrala 5, de la Eroilor până la Piața Iancului, realizând astfel conexiunea cu actuala linie, secțiune de la M5, magistrala 2 la Universitate și la Piața Iancului, urmând ca într-o etapă ulterioară să finalizăm până la Pantelimon. Doar să nu avem contestații. Sigur, doar să nu avem contestații, dar acum magistrala 5 are 16,2 km, are 22 de stații în total. Noi sperăm ca până în 2032 să le realizăm pe toate. Personal e suficient în acest moment? Din punct de vedere al activității de investiții sau din punct de vedere al activității în general? În general, în acest moment, și dacă există investiții pentru a mări, firește, asta înseamnă mai mulți oameni, mai mulți kilometri, mai mulți oameni. Absolut. Sigur că rețeaua are nevoie de mai mult personal pentru partea de mentenanță, însă pentru liniile noi este absolut obligatoriu să se facă o mărire a numărului personal, pentru că nu poți exploata și ține în funcțiune rețeaua fără personal. Este prevăzut un număr de persoane care va fi angajat pentru magistrala 5, însă sigur că se va utiliza și personal existent cu experiență din ceea ce există acum în exploatare. Sigur, pentru la fiecare punere în funcțiune a unei noi capacități, a unei noi secțiuni sau unei noi magistrale în integralitatea ei, se angajează personal. Bombardierul se chema primul metrou personalizat, cu nume, așa se numea? Prima garnitură? Prima garnitură este cea care a fost realizată la întreprinderea de vagoane Arad, IVA. Bombardierul este următoarea generație de trenuri care a fost achiziționată și sunt realizate de firma Bombardier. Că am văzut, sunt multe garnituri care au fiecare un nume. Chiar mă uitam, mi se vorbă bună ideea aceasta, să știi că umbli cu... Parcă sunt navele acelea de pe Dunăre, cum erau Pescărușul și da, sigur. Da, e o decizie care s-a luat la un moment dat. Dar e doar, nu e peste tot. Metrorex. Ba da, și garniturile cele mai noi, CAF și ele au primit nume. Au primit nume, da. O să le identificați dacă mergeți pe linia 2 de la Berceni la Pipera. Așa este, acolo am văzut. Da, revenind la magistrala 6, de ce nu ne-au dat toți banii? Sigur, acum e discutabil. Eu n-aș spune că au fost critici. Eu aș spune că au fost anumite cerințe ale Comisiei Europene cu privire la, să zicem, prețul investiției, cu privire la, realizarea... Dar cum era prețul? Prea mic sau prea mare? Din punctul nostru de vedere, prețul este corect. Da. Da, nu știu, la un moment dat s-a vehiculat ideea că nu este, că prețul nu este, este puțin mai mic, dar ele au fost, sau toate estimările de preț au fost realizate, sigur, având în spate experiența celorlalte magistrale dezvoltate, cu prețuri ajustate și care țin cont de realitățile din teren. Dacă prețul, să zic că era... Ei înțeleg că au comparat cu alte proiecte în care prețul era mai mare. Probabil acum, dar dacă de la zona comercială Ikea până la Otopeni, unde nu avem o asemenea densitate de populație sau de blocuri ca în zona Bucureștiului, unde din punct de vedere al rețelelor, spre exemplu, este o nebunie totală și trebuie deviate, în zona respectivă sunt mai puține, deci este și normal să scadă prețul estimat al kilometrului. Pe de altă parte se tot construiește, adică e o zonă în expansiune. Pe de altă parte se construiește, sigur că da, însă nu se construiește pentru că noi
avem deja terenurile sunt, avem PUZ, avem terenurile deja aprobate prin hotărâre de guvern. Dar cea de-a doua jumătate din suma discutată inițial nu o să mai sosească deloc sau... Păi... E musai să sosească. Eu... Păi, nu se pune problema să nu mai sosească deloc. V-am trebuie spus să facem vreo de bani, să căutăm este, un... Este vorba de partea de discuții cu finanțatorul japonez pentru a concentra acest împrumut pe secțiunea 2. Deci pe partea de nord a... Pentru că ea este reglementa lucrurile. Este, noi sperăm facem că o da. Bucățică cu banii de la Uniunea Europeană, după care realizăm și cealaltă altă bucățică cu bani de unde om găsi. Sincer, nu dorim să o secționăm și nu dorim să facem o secțiune acum și una peste... Adică nu începeți lucrările decât după ce aveți toți banii sau cum? Păi o să începem, sigur că la lucrările, dar banii, v-am spus, sunt în momentul de față garantați de către statul român. Pentru realizarea întregii magistrale. Ții minte, prin anii 90 era o legendă urbană, nu știu cât adevăr avea, că în momentul în care începeau unele garnituri să se deterioreze, se lua una dintre garnituri, se făcea bucăți și se reparau toate celelalte. Ții minte, se discuta despre lucrul acesta. Cum stați acum cu piesele de schimb și cu, practic, o mentenanța tehnică? În momentul de față se realizează mentenanța, în cadrul unui proces de mentenanță cu firma Alstom. Se știe foarte bine că Alstom asigură acum mentenanța trenurilor și zic eu că este mentenanță corectă pentru a menține trenurile în parametrii de funcționare. Sunt anumiți sau anumite impuneri cu privire la mentenanța și funcționarea în siguranță a trenurilor. O să avem și noi metrou fără șofer, cum e prin alte părți? Da, nu știu, acum e posibil. Și ușile acelea la metrou, despre care s-a vorbit atunci când am avut incidentul acela cu fata care a fost aruncată în peșinele metroului. Știți că a fost o adevărată dezbatere publică atunci, dacă e cazul să avem și noi așa ceva sau nu. Însă, acum, noi am început să... Da, credeți că e o variantă bună, uși de protecție la metrou în stații? Din punctul meu de vedere, sigur că este, dar ar trebui totuși să reiasă adevărat, într-adevăr, necesitatea și oportunitatea dintr-un studiu de fezabilitate aprofundat care o să demonstreze dacă este sau nu este nevoie. Se justifică investiția sau nu? Noi oricum am făcut demersurile primare în conformitate cu legislația pentru realizarea unui asemenea studiu de fezabilitate. Așteptăm deciziile și analiza forurilor superioare pentru a se decide în privința asta. Camere de luat vederi, vă întreb acest lucru pentru că țin minte că a fost o perioadă în care nu știu cum se strecurau acolo grămadă de tineri cu sperări din acelea cu vopsea și unele metrouri arătau înfricoșători, aveau impresia că fac artă ca în alte țări, dar nu era așa. Lucrul acesta am văzut că s-a reglementat într-un fel și se duc și colorează în altă parte, dar în interiorul metroului mai măzgălești, se mai întâmplă incidente, pentru că e metrou lung și nici omul de acolo nu poate să patruleze foarte repede toate vagoanele. Un sistem, v-ați gândit la un moment dat, tot așa ca o investiție, la un moment dat, un sistem de supraveghere video? Da, să știți că există în rețeaua de metrou sistem de supraveghere. În toate garniturile? În garnituri. Da, nu, acum pe nu știu, există, pe altfel n-am fi văzut incidentul cu fata. Dacă... Nu sunt, exact, nu sunt specializat pe zona aceasta de activitate, însă bănuiesc că colegii care se ocupă de material rulant au în vedere acest, și acest lucru. Da. Și despre stația din Berceni? Stația din Berceni, în momentul de față, noi avem un protocol cu Primăria Sectorului 4. Da, au spus că au bani să o facă. Primăria Sectorului 4, sigur că a spus că au bani să facă, au realizat deja studiul de fezabilitate și așteptăm în momentul de față deciziile dânșilor. Sigur că probabil că mai supun aprobării SF-ul în Consiliul
local și general, probabil, nu știu mai departe, dar oricum această linie se va face în corelare și sub stricta colaborare cu Metrorex, pentru că ea va fi integrată în sistemul actual și atunci cerințele sunt aceleași ca și pentru sistemul existent. Că vă grăbiți pe final, mai aveți vreo noutate să ne spuneți? Nu știu, ca și noutate, m-ați mai întrebat de eventuale sau viitoare linii punctate care ar putea să îngroșate, da. Sigur, de mie ele, mi se pare straniu să vorbim ele așa de proiecte de viitor, când mi se pare că asta nu se termină, adică mi se pare că deja... Da, măcar să trăiesc cu speranța, lasă-mă să... Se vor termina. Acum, de ce să nu spunem că am finalizat totuși extinderea magistralei 4 cu două stații. Am finalizat un depou foarte modern și cu multe linii, care va deservi și M6. De ce să nu spunem că am finalizat terminalul multimodal din zona Străulești. Deci avem și realizări. Nu se văd cele care le facem în zona de instalații, pentru că am realizat modernizarea instalațiilor, am început modernizarea instalațiilor de ventilație. Deja am modernizat instalațiile de ventilație pentru primul tronson al metroului, e vorba de timpul noi până la Petrache Păinaru, la Semănătoarea. Am modernizat întregul sistem de control acces al metroului. Urmează acum, mai avem puțin, dar vom aborda într-un alt proiect. Avem proiecte realizate. Păi poate, da? Cu ele trebuia să începeți, deși e bine să și terminăm cu ele, pentru că asta ne redă optimismul. Uite, domne, că s-a și mai un lucru, uite, ultimul lucru pe care îl adaug legat de metrou, mie mi se pare, repet, circul cu metrou mult, mi se pare extraordinar și de urmat modelul, eu constatare încă o dată spun nouă laudă, modelul acela din stația de metrou, în care știi exact când vine metrou, ești anunțat peste 2 minute, peste 3 minute, ceea ce înainte nu se întâmpla, și poate că și RATB-ul ar trebui să aplice la un moment dat peste tot în București acest sistem, care îți dă ție confortul acela că știi că nu întârzi sau să calculezi mai bine. În fine, și mai am un lucru după ultimul, știi, cu asta închei și vă mulțumesc că ați venit. Mă gândeam la toate meserile din lume care au ajuns în România, un stat civilizat, lipsește una singură. Împingătorul japonez de la metrou, am văzut că ei au bine acolo și fluxul de călători este uriaș în marile metropole. Sunt niște oameni care pentru asta s-a angajat, împing înăuntru ca să dopă acolo. Da, da, da. Speranța la ajungem acolo. Mulțumim foarte mult pentru prezență, domnul Constantin Mustățea, director investiții și achiziții la Metrorex, a fost astăzi împreună cu noi.